dimineața, vă rog să ne ridicăm pentru intonarea imnului de sat. Mulțumesc. Prezent toată lumea? Colegii din coaliție, vă lipsește presa de partid. Văd că nu-i prezentă. E o absență mare. Doamna Cristina, nu? Îi dăm drumul, nu putem începe. Stimați colegi, declar deschise lucrările ședinței extraordinare, întrucât sunt prezenți un număr de 30 de consilieri, la care se adaugă președintele Consiliului Județean, potrivit articolul 180 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, ședința este legal constituită. Dau cuvântul secretarul general al județului pentru a supune la vot procesul verbal încheiat în ședința precedentă. În conformitate cu prevederile articolului 138 alineatul 15 din codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din 13 martie 2024. Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, l-ați întocmit corect. Se întregește echipa. Supun la vot proiectul ordin de zi, așa cum v-a fost prezentat, cum l-ați discutat și în comisii. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Deci, adoptat. Domnul secretar general, vă rog. Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse votul dumneavoastră îndeplinesc condițiile articolului 136 din codul administrativ, sunt însoțite de referatele de aprobare, de rapoarte de specialitate ale compartimentelor și avizele Comisiei de Specialitate. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Trecem direct la ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Andorra pe anul 2024, precum și modificările programului de investiții anexă la buget. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră a consilierilor. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Andorra a rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2023 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunea de dezvoltare prevăzută în bugetul propriu al județului Andorra pe anul 2024. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000 de lei. Punctul de vedere 60 de milioane. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră a consilierilor. Doamna Cristina Chivu, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să știu de ce drumul de la Costești Orăștie
apare aici, pentru că era vorba că o să se facă pe fonduri europene și la ultima ședință, când am discutat despre el, trebuia să intre la licitație. Era să intre? Drumul de la Costești-Orăștie este licitat, să încep lucrările, sunt lucrări care le facem pe fonduri europene, așa cum am spus-o, iar o parte din lucrări, acolo unde pe dumneavoastră ați lucrat pe timpuri și l-ați făcut calitativ așa cum trebuie, trebuie să intervenim cu niște ziduri de sprijin, fiindcă vine muntele pe drum, în permanență, și trebuie să facem asta. Asta nu intră pe fonduri europene și trebuie să le facem. Dacă tot facem drumul de la Orăștie la Costești de nota 10, trebuie să-l continuăm până sus la cetăț pe fondurile noastre. Și va fi făcut. Deci, rețineți, domnul Popa, este licitat, cred că dăm ordinul de începere cât de curând așa și se va începe la treabă. Veste mai bună ca asta nu vă puteam da. Doamna Cristina, mulțumită? Vis-a-vis de acest răspuns, da, să spunem, cu toate că nu înțeleg de ce studiul, când s-a făcut studiul de fezabilitate, nu s-au prins și aceste părți de susținere în proiectul inițial. Nu se puteau prinde că erau alți bani, altă lucrare. Pe o lucrare făcută pe bani nu puteai să bagi alți bani europeni, că sunt niște reguli care trebuie să le respectăm. Deci inițial nu s-a putut prinde în proiect și partea aceasta de susținere a drumului, să înțeleg. Nu că era, deci repet, a fost un proiect pe alți bani, iar proiectul de reparație capitală este cel de la Orăștie la Costești și nu de la Costești în sus până la cetățile dacice. Este altceva. Înțeles. Ca și cum pui mămăligă și pui tortul aproape. Deci sunt practic două lucrări. Cel de la Orăștie la Costești este pe fonduri europene și de la Costești la Sarmi-Segetuza pe fonduri ca proprii. Ca să-l facem și ăla ca lumea. Am înțeles. Bun. Bine. Și pentru celelalte drumuri nu s-ar fi găsit o variantă de fonduri europene și pentru ele? Sau fonduri guvernamentale? Trebuie neapărat să angajăm un credit pe 12 ani? Cred că sunteți paralele cu problemele astea. Dacă credeți că pe fonduri guvernamentale în România se poate trăi și administrațiile pot să trăiască numai pe fonduri guvernamentale, atunci puteți, după dumneavoastră, după părerea dumneavoastră genială, putem spune că distrugem țara. Tot ce este posibil să atragem pe fonduri europene, am făcut-o și facem în continuare și avem proiecte și programe, ceea ce nu putem să facem, nici pe bugetul nostru, că este mai mic. Și vă dau încă o dată exemplu pe care îl dădeați dumneavoastră în presă. PNL, Oradea, PSD, Hunedoara. PNL, Oradea, 2 miliarde și ceva, de 5 ori bugetul județului Hunedoara. Asta, nu mai dați prostii, că vă faceți de minune. Vă faceți de minune rău de tot. Facem, să vedem, și dacă nu înțelegeți că sunt necesare și cine crede că poate să facă ceva fără să iei și credite, ăla este paralel cu viața, mai ales paralel cu viața administrativă. Vă pot informa, ca să nu mai puneți alte întrebări cumva, să fiți informați la început, gradul de îndatorare astăzi al județului Hunedoara este de 18%. Ce e la 18%, fraților? Vă e frică? De ce să nu facem drumuri? De ce să nu facem anumite obiective să vadă și cetățenii care au o vârstă mai înaintată că se face ceva. Să lăsăm ca o parte din cetățenii să nu mai aibă posibilitatea că vedem că se face, să așteptăm, facem în fiecare an câte un kilometru, că nu sunt bani. Asta nu este organizare și nu este administrație. Eu știu că suntem în campanie electorală, aveți teme de partid, au fost măicuțele pe la dumneavoastră, vor da sfaturi, dar administrația este administrație. Și cât timp voi fi președinte, nu voi accepta decât să respectăm legea și să facem să dezvoltăm județul ăsta. Pentru unii, și dacă îl dezvoltăm, este rău. Dacă am făcut drumul din Parâng, se supără cineva și își umflă fălcile că de ce s-au făcut acum, au plecat dăriții de la PNL la PSD. Dacă facem azi și inaugurăm UPU, pe fonduri europene, o să mă întrebați de ce am băgat fonduri de la Consiliul Județean în dotări.
O să mă întreb așa. Dacă mă întrebați de ce am făcut birouri, de ce nu le folosim pe ele pe care o să vă duc să le vedeți astăzi? Că așa e bine să le vedeți. Și după ce vedeți toate aceste lucruri, sunt convins că cel care mai are chef, să zic așa, de băgat de vină, se înșală singur. Se înșală și o să vadă realitatea. Bun înțeles, putem vedea realitatea dacă suntem serioși. Că dacă oricât vedem noi realitatea și este bună și frumoasă, dar vrem să criticăm, o putem face cu multă plăcere. Sigur că da. E campania electorală. De acum 2 luni de zile, de acum încolo, 2 luni și ceva, 3 luni de zile, numai asta auzim. De ce? De ce? De ce? Ce a fost mata, ce a fost tatu, ce ai făcut? Asta e viața. Ce este un dans. Alte probleme, dacă mai sunt. Doamna Chivu, vă rog. Vă mulțumesc. Nu am spus că nu vom vota și suntem împotriva dezvoltării județului, dar voiam să știu dacă n-ar s-ar fi putut găsi și alte variante. Poate Angel Salini, la asta m-am referit când am spus fonduri guvernamentale. Tot ce a fost au fost diferite proiecte și am întrebat dacă s-ar fi putut. Atât. Tot ce a fost posibil... Alo. Domnilor consilieri, sper că memoria nu vă părăsește. Există un medicament, ascolecitină, și este foarte bine să-l consumați. Fondurile europene și pe Angel Salini, de care povestiți dumneavoastră, este și acolo, este o limită pe care județul Hunedoara a putut-o folosi. Angel Salini nu s-a dat numai pentru județul Hunedoara. Ne-a dat limita maximă, am folosit-o toată. Asta este, dar acum, dacă facem instrucția azi, instructaj, îmi pare rău. Împreună le-am discutat toate. Am discutat pe Angel Salini tot ce am făcut, exact, și am atras toți banii posibili de la programul guvernamental pe Angel Salini. Facem tot ce este posibil să atragem fondurile europene. Ce? Drumul Regelui. Nu vă mai vorbesc de drumul Regelui, că domnul prefect al județului Hunedoara, și v-aș ruga să fiți foarte atenți la ce spun acum, să puteți scrie ca atare. Spunea la un moment dat, și e bine să spunem lucrurile pe față, că noi, județul Hunedoara, suntem foarte, foarte întârziați cu drumul Regelui. N-am făcut nimic. Dar domnul prefect face campanie electorală prea devreme și o face prost, că nu știe că județul Hunedoara suntem în față cu mulți ani față de Arad în ceea ce privește acest drum. Nu vă spun dezvoltarea cu Aradul, nu facem comparație. E județ de graniță, este altceva. Mă refer la acest drum. Noi deja suntem gata cu toată documentația pentru drumul Regelui. Aștept Aradul să fie și el la nivelul nostru, după care parteneriat, banii de la regiunea de vest și îl începem, îl facem. Să nu-mi cereți ca să-l fac până la alegeri, că nu o să-l facem, că după e campanie electorală prea tare. Dacă facem și drumul Regelui, pierdeți vața totală. Așa o pierdeți doar parțială. Alte discuții. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, vă doresc succesul seriului să vă abțineți și în continuare, dar nu știu dacă mai aveți șansă să vă mai abțineți în următoarea legislatură. Deci cu abținere, proiectul a fost adoptat. Este foarte bine și aș vrea și părerile dumneavoastră, întotdeauna le-aș vrea, a consilierilor. Dacă se pot, s-ar putea propunerile pe care noi le facem să nu totdeauna să coincide cu părerile dumneavoastră. Vă rog foarte mult și consilierilor, puneți părere. Suntem de părere că putem face în altă parte decât în partea pe care o analizăm și cu tot dragul hotărâm împreună ceea ce facem. N-a fost vreodată să punem noi de capul nostru pe hârtie asta și nu se mai poate. Nu există. Suntem aici, suntem forul care decisiv, aș putea spune, care hotărâm ce facem. Niciodată nu s-a aplicat alt mod de lucru. Sper că este bine așa să facem în continuare. 4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pentru anul 2024, virările de credite bugetare în cadrul aceleiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții anexe la buget. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Doga. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Domnule președinte, la acest punct nu particip la vot. Am înțeles. Domnule președinte, nici eu nu particip la vot. Mulțumesc. Dacă mai e cineva care nu participă, nu. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. Frumosul punct. Întrebări, interpelări, dacă sunt. Vă aștept. Uite, dacă le-a pus doamna Chivo la început pe toate, s-au și lămurit treburile. Uite ce bine este, vezi? Și chiar felicitări, doamna Chivo, chiar felicitări că le puneți întrebările, fiindcă elucidăm treburile. Nu mai merge cu suspiciuni că oare cum e, că e așa sau nu e așa. Domnul Popa, vă rog. Am ridicat acum două ședințe problema transportului în comun de pe ruta Zamilia. Am înțeles că nu s-a rezolvat nimic. Între timp am vorbit cu doamna inspector general să verifice, să vedem câți copii într-adevăr circulă dimineața la școală de la Zam la Ilia. Nu știu dacă mi-a spus-o. Puteți să ne răspundeți dacă... 10 de elevi. Rezolvarea a fost așa. Am chemat la mine pe patronul, dacă aș putea spune așa, firmei de transport, a mai pus încă un autobuz în circulație la ora la care să circule oamenii care să meargă la serviciu. Să nu aglomerăm elevii care merg la școală cu oamenii care trebuie să meargă și la serviciu. Sper să vedem acum rezultatul care este. Dacă nu este necesar, domnul Popa, i-am spus încă o dată, vă faceți să suplimentați autobuzele în așa fel încât elevii să nu suferă din cauza asta. Așa este și corect. Și dacă se poate, cu jumătate de oră, o oră mai târziu. Da. Am discutat și treaba asta, adică să nu-i scoale pe elev la ora 5 ca să plece, ca să înceapă ei orele la 8. Nu este bine. Mi-a promis că o face, să modifică. Am dat celor de la auto, de la noi, să verifice treaba asta și dacă mai aveți cumva sesizări, cu drag să le spunem, să le discutăm, să știu să le iau la mine să discutăm. Bine? Mulțumesc. Doamne ajută. Alte întrebări? Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă adresez rugămintea. La ora 11 ne întâlnim cu toții la UPU Deva, unde este o lucrare făcută de excepție, v-aș putea spune de acum. O să vedeți dumneavoastră. Vă faceți dumneavoastră părerea. Și nu e făcută pentru președintele Nistor sau pentru vicepreședinți, administrator public, este făcută pentru cetățenii județului Hunedoara. Și mă bucur că Spitalul Județean din Deva va deveni pe harta țării unul dintre spitalele moderne care sunt în România. Astăzi facem inaugurarea la UPU, în câteva săptămâni se va termina și laboratorul de medicină nucleară și tot așa vom face. Până când suntem pe funcție. După care nu mai suntem pe funcție, mergem și culegem trandafir, punem culturi, pătrunjel, de toate. Treaba să meargă. Fiecare ne face câte o ocupație. Să nu credă să cumva telespectatorii care ne urmăresc că mi-e teamă de cineva sau n-am ce face dacă nu câștigă alegerile, Doamne ferește, am ce face suficient. Și toți avem ce face. Dar cert este campania electorală. Asta este în România și valabil și în alte părți. Se poate și jigni, se poate spune și lucruri adevărate. De exemplu, dacă dimineața ai servit micul dejun, poate să scrie presa că de 4 zile n-ai mai mâncat nimic și nu mănânci ca să fii suplu. Sigur, asta e viața. Trebuie să suportăm orice. Sau în loc că am mâncat un grătar, spune că am înghițit o broască răioasă și asta este valabilă. În campanie electorală se pot auzi orice fel de vorbe. Și de acum încolo este normal. Eu particip la campanie electorală de mult, din 1992. Am suficiente
argumente pe care să mă întărească, să suport tot ceea ce mi se pune în cărcă. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt cine sunt, adică nu mă refer la funcția de președinte, sunt omul, cetățeanul Nistor, care am respectat întotdeauna electoratul, care întotdeauna ce am promis am și făcut și de fiecare dată, mai ales când lucru cu dumneavoastră, cu consilieri, când am lucrat și în Parlament, respectul a fost totdeauna maxim. În rest, ce să facem? Așa este. Dacă trebuie să ne mai și jignim câteodată, vă spun și acum și o declar public, singurul partener politic al meu este electoratul județului Hunedoara. În rest, nu alte partide, nu... Să mai supără unii, bat la poartă la noi câte unii. Ce ar fi să-i refuze? Și la... Apropo, să vă dau o veste acum, că și PNL-ul bate la poartă. Azi dimineața l-a chemat pe subprefectul nostru să-l pună responsabil pe, la Petroșani. Nu dați seama. Deci, nu numai dintr-o parte bate vântul, bate dintr-amândouă, depinde unde se oprește. Noi seria transferurilor încă n-am încetat-o. Este perioada de transferuri. Real Madrid sau... Este perioada de transferuri la fiecare echipă. Sigur. Eu, sincer vă spun, pentru colegii din coaliție, am învățat-o de la voi. Am învățat-o de la voi și ați procedat foarte, foarte bine. Atunci mă gândeam și eu, ori noi de ce nu suntem atât de insistenți? Și argumentând treburile, ia că ne-am trezit și noi să ne revenim din, poate, din starea aia și mai acționăm și noi. Deci, acest stil de muncă l-am învățat de la Partidul Național Liberal, când în 2004-2005, 24 de primari au trecut la PNL, de la PSD. Zona Hațegului, ca să știți, să știe cei care ne urmăresc. Zona Hațegului, singurul primar a reușit să mai stea în picioare la PSD. Mare. Și acum m-a convins el să treacă la PNL. Deci, vă dați seama, dacă e sportul ăsta de echipă, putem să jucăm și noi, ca și dumneavoastră. Asta. Sigur că antrenorul vă atrage linia și îi spune că s-a câștigat prin sportul ăsta sau s-a pierdut. Eu vă mulțumesc pentru ședință și cu mult și mult respect vă invit să fim prezenți astăzi la inaugurarea lui. Este ceva pe dumneavoastră apreciați noi. Și este meritul și al dumneavoastră al Consiliului Județean. Fiindcă ați votat acele proiecte, ați fost de acord cu ele și meritele să le și vedeți. Nu nasul meu, este meritul doar al meu, este meritul întregii echipe. Președinte, vicepreședinte, administrator public, secretar general, care totdeauna ne vizează pentru legalitate și să fim mândri cu toții, indiferent pe ce parte a echipii, chiar USR-ul, dacă s-a abținut câteodată, să fim mândri cu toții că după această legislatură, că mai avem două luni până se hotărăște soarta mai departe, să fim mândri de ce am făcut. Lucruri bune. Dacă am făcut și lucruri proaste, să fim capabili să ne cerem scuze. Și asta trebuie făcut. Sărbuna, bună ziua, domnule! Am o rugăminte la dumneavoastră. Până la, nu știu, când începem acest, să vedem ceva. Haideți. Chiar vă iubesc! Hai. Și aceasta este clădirea unde stau acum cei care lucrează, tot personalul TESA de la Spitalul Județean. Uitați cum apare de frumos pe din afară, o să vedeți înăuntru. În circa două luni de zile vrem să o dăm jos și să facem parcări. Acum să vedem, vreau să o împart poate în două și un pic de părculeț verde pentru bolnavi cu băncuțe. Și parcare, că nu sunt locuri.
Aici alături este iar o clădire, să vedeți ce sală de ședință aveți. Haideți să vedeți noastră ce frumos e înăuntru. Cred că n-am avut eu minte când am spart, când am făcut alta. De... Asta era excepțională, dar hai să vedeți. Dacă nu vedeți noastră cu ochii noastră, nu cred că credeți că mai poate fi în România așa ceva. Când mergi acasă la un om, primul lucru care vezi e viața ce eu. Intrați și vedeți aici, vedeți ce are. Uitați cum a făcut apare. Uitați-vă dumneavoastră aici. Ne cerem scuze. Ne cerem scuze, vreau să văd cum intrați. Ia uitați-vă dumneavoastră ce ce. Și pereții acolo. Și spatele de la fost. Eu i-am oamenii ăștia cât au rezistat să stea în asemenea condiție. Eu i-admir cât au rezistat să stea în asemenea condiție. Asta este. Și felicit că au rezistat chiar ca și eroi. Și după zona până acolo. Ia uitați-i aici, haideți mă să vedeți. Haideți să vedeți. A, pe tine te vreau. Da, haideți să vedeți, să vedeți toate credințele. Juriștii comune au, mă. Juriștii cu în cap. Bă, dar aveți condiții extraordinare, bune, și rămâneți aici, da? Ce era înainte aici de influență pe părere? Da. Salut! Haideți să vedeți sus, ții. Domn director, nu e sala de ședință. Sala de ședință e în față. Hai că mergem să facem o ședință acolo. Care mai, nu știu dacă au curajul să stea acolo. Dacă nu era frig. Da, da. Nu era așa de frig. Bă, dar așa se dispară, mea. Vă mai pot spune ceva, că știți că pe Bariciu mai avem și acolo. Și aia este în condiții execrabile. Și atunci, după ce facem oncologia nouă și terapia, radioterapia, mutăm oncologia de aici, prelungim cele două aripi și aducem tot ce e de pe Bariciu aici. Și atunci va fi un spital pneu. Da, pneul de pe Bariciu, îl aducem aici și atunci totul va fi integrat aici, numai și pe Bariciu, așa, la fel și pe Bariciu. Nu poți să mai bagi bani în clădirile alea, se duc naibii, ca și astea. Și atunci vinim și prelungim cele două aripi încoace ca să facem 40 de locuri de spitalizare pentru pneu și va fi bine. Da. Ia uitați ce frumos arată. Numai piciul, intrarea face, parcă spune că e ceva cu. Da. Avem urgență pentru persoane adulte, pediatrie în parte, să nu se rămâncă să se rămâncă. Prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu un de lemn sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preasfinția voastră Nestor, episcopul Deve și Hunedoare,
preapucernici părinți, stimați prieteni, invitați, stimați consilieri județeni, dragi medici, dragi persoane care lucrează în cadrul Spitalului Județean, ca și cadre medicale, ca și TESA, stimată doamnă director de la DSP, am deosebită plăcere să salut cu deosebit respect pe domnul director general de la Agenția de Dezvoltare Regională Vest, cel care ne-a ajutat foarte, foarte mult să facem această lucrare. Și am deosebită plăcere să salut cu respect presa și televiziunea, care am fost încântat astăzi ca împreună cu ei să vizităm încă o clădire a Consiliului Județean, construit acum vreo 100 de ani, dacă nu mai bine, în care vrem să ne lepădăm de ea și să, într-adevăr, să urmăm o clădire de asemenea gen. Vreau să mulțumesc din suflet domnului manager, domnului director medical, domnului director de îngrijiri, nu în ultimul rând medicilor și personalul medical, care ați avut răbdarea, dragii mei, să suportați mult timp ca această unitate de primire urgență să fie dată în funcțiune așa cum este acum. Poate vă mai amintiți că spuneam încă de la preluarea mandatului meu de președinte că nu vin să ocup un scaun de plăcerea de a fi președinte al județului. Nu era nevoie în CV-ul meu să mai am și acest. Dar așa s-a nimerit să fiu. Și mi-aduc aminte, dragii mei, că văd în dreapta un prieten, în 2010, doi oameni care nu cred că erau normal la cap să-și asume niște răspundere atât de mari, doctorul Demeter și cu Laurențiu Nistor, să facem un program atât de mare în care să băgăm în reparație capitală tot Spitalul Județean Deva. Nimeni nu credea în acest proiect decât noi doi. Ba din contră, erau mulți care au pus piedici, erau mulți care au mai tăiat două etaje de la clădirea nouă făcută, care acum ar fi extraordinar dacă le-am avea și n-am mai duce lipsă de investiții, dar așa a fost și trebuie ca trecutul să luăm ca și trecut și să vedem viitorul. Așa cum vă spuneam că la începutul mandatului meu, una din prioritățile mele ca președinte al Consiliului Județean a fost și este sănătatea. Vreau să vă spun că nu spun vorbe mari. Spun doar fapte că în niciun an de zile sau la un an de zile după ce am inaugurat chiar în martie anul trecut terminarea lucrărilor la clădirea Spitalului Județean, iată că astăzi tot în martie inaugurăm și unitatea de primire urgență și vreau să-i mulțumesc încă o dată sprijinul pe care Agenția de Dezvoltare Regională Vest ni l-a aprobat. Niciodată n-am crezut că nu vom putea să facem asemenea obiective, fiindcă știu că am avut și am colegi deosebiți cu care putem lucra la Consiliul Județean. Am găsit întotdeauna înțelegere la toți colegii mei, am găsit înțelegere multe la conducerea spitalului, la Direcția de Sănătate Publică și încă o dată, doamna director, mulțumiri pentru tot ceea ce faceți. Și iată că am pornit. Imediat la vecinătate de la 5 metri, anul trecut am mai inaugurat o clădire, unitatea de internă de zi. A început în noiembrie 2021 spitalizarea de zi pe buget propriu al Consiliului Județean. Când mulți spun că nu știm să gestionăm banii Consiliului Județean, vreau să vă spun că fac numai politică și fac numai diversiuni. Cred că societatea românească s-a săturat de diversiuni, s-a săturat de minciuni și acceptă ceea ce vede realitatea.
Începând în 2021, așa cum am spus, pe bugetul Consiliului Județean de 4,16 milioane de lei, în iunie 2022 am finalizat această construcție, spitalizarea de zi. Sigur că îmi doream să rămână pentru spitalizarea de zi, dar situația a impus-o ca să folosim acea clădire pentru UPU, că nu aveam unde să facem serviciu de primire urgență. În septembrie 2022 începem lucrările de extindere la UPU și vedeți ce este. Și fac o paranteză. Vă rog din suflet, nu vă grăbiți, mergem să vizităm toată clădirea, birourile deasupra clădirii, să vedeți toți că s-ar putea nici medicii din Spitalul Județean sau cadrele medicale să nu cunoască, să nu știe îndeaproape ce este aici. Și mai bine să vedem. Iată că, începând în anul 2022, în septembrie, martie 2024, ne prinde cu finalizarea acestor lucrări și dotări în valoare totală de 9.093.477 și dotări de 778.236. În total, 9,8 milioane de lei. Dați-mi voie să vă spun că sunt foarte fericit că am obținut acest proiect pe fondurile europene și nu este nici primul, nici ultimul. Vom continua cu proiectele și vom face multe lucruri. Vreau să mulțumesc într-un mod deosebit constructorului, cel care a muncit și a făcut de o calitate ireproșabilă. Sigur că m-am transformat din funcția de președinte în funcția de diriginte de șantier. Nu era săptămână să nu fiu pe șantier. Sigur că îi deranjeam. Poate și înjurăturile au fost pe măsură, dar iată că astăzi avem plăcerea toți să vedem lucrări deosebite. Așa că domnul Tonța, felicitări pentru tot ce ați făcut pentru Spitalul Județean. Vă doresc să faceți multe lucrări de asemenea amergură și de ce nu și în județ și în alte județe. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului Sorin Maxim, care te-a ascuns pe aici, în spatele meu. N-a fost odată să mă duc la Agenția de Dezvoltare Vest să-i spun vreau să fac așa, au venit, au trimis specialiști la noi și spun aveți dreptate. Și v-aș da un exemplu. Laboratorul de radiologie era prevăzut pe fonduri europene să-l facem în buncărul de sub spital. În 2020, când am venit președinte și am văzut unde este gândirea astrologică, aș putea spune, să facem acest laborator, am spus că nu se poate. Inclusiv colegii mei, cei doi vicepreședinți, mai ales administratorul public și cei care răspundeau de spital, îmi spuneau că este imposibil ca să o fac, să mut laboratorul în altă parte. Răspunsul meu a fost clar și concret. Este imposibil când sunteți voi președința ai Consiliului Județean. Când este Nistor, va fi posibil. Și m-am deplasat la Agenția de Dezvoltare Vest, la domnul director general și a venit cu o comisie și când a constat și dânsul că unde se dorește amplasarea laboratorului de radiologie și dânsii au spus că acolo este un buncăr și când am fost, unde le-am propus eu, a fost o întrebare chiar trecută, așa, dar ziceau, îmi aduc așa cum aminte domnul director, dar de ce nu s-a gândit înainte aici? Nu știu de ce s-a gândit sau nu. Principalul că ne-am gândit și suntem deosebiți de mulțumiți că s-a făcut. Vreau să-i mulțumesc din suflet echipei de la Consiliul Județean care s-au ocupat cei de la UIP, Cosmin Vasile, Simona Săbău și nu în ultimul rând Paula Ienuț, cea care este șefă la fonduri europene. Paula, îți mulțumesc din suflet și îți rămân dator toată viața împreună cu echipa ta ce faceți pentru Consiliul Județean Hunedoara și pentru Județul Hunedoara. Doamna director de la Direcția de Sănătate Publică, sper din suflet că o să vă dați
toată puterea și tot ce puteți dumneavoastră, cât mai repede să-i dăm drumul să funcționeze în condiții deosebite. Unitatea de primire urgență pe care astăzi o vedeți cu toții are foarte multe componente. Triaj, urgență ușoară, camera de resuscitare, se vede aici, camera de tratament, spațiu de monitorizare, spații pentru urgențe ortopedice, spații de decontaminare și spații pentru aparținători. Apropo de spațiu pentru aparținători. Am fost undeva în altă țară și când am văzut acolo că pacienții și aparținătorii nu stau pe gardurile spitalului cum stă la Deva, ci stau într-o sală foarte frumoasă unde aparținătorul și cu pacientul pot să servească un ceai, un covric sau orice altceva, nu țuică, bun înțeles. Am spus că și la Deva este posibil. Când i-am cerut arhitectului, domnului Armășescu, și te felicit pentru ce ai făcut, unii ești tipă, unii te-ai ascuns, așa, zicea, dar domnul președinte, nu prea suntem noi obișnuiți cu din astea. Ba, trebuie să ne obișnim. Și aici, la intrare, o să vedeți și o să vă invite managerul, nu eu, că am înțeles că ați pregătit ceva acolo pentru toți invitații, să vedeți că și în județul Hunedoara și în România trebuie să avem asemenea lucruri. Adică, pacientul se vine până când îl ia doctorul, stă acolo liniștit, aparținătorul știe în orice moment despre pacient, pe un ecran foarte mare apare pacientul. Nistor Laurențu, îmi dau numele meu, este în acest moment la laborator, este la diagnos, la CT-ul, este la... Așa se va face la Deva. Sigur că este de necrezut pentru unii, dar în momentul în care toate le faci din dragoste pentru oameni, toate iasă bine și cred că nu putem greși cu nimic. Am deosebită plăcere să mulțumesc presei și televiziunii că au avut și au făcut răbdare să meargă cu mine să vedem cum apare o clădire în care personalul TESA își desfășoară activitatea și a desfășurat. Eu vă consider eroi pe cei de la TESA că a stat până acum în acea magherniță, în acele birouri și mă rog lui Dumnezeu că nu v-ați îmbolnăvit. Iată că astăzi aveți posibilitatea să vă mutați în casă nouă și o să rog și presa și televiziune și pe toți doctorii și toate cadrele care suntem aici să urmăm pe managerii spitalului să ne arate ce ai făcut și să vedeți și dumneavoastră cât de frumos este. Am reușit să împărțim UPU în două. UPU pentru persoane adulte și UPU pentru copii, pediatrie. Să nu-i amestecăm la Olanda, că nu este bine. Copilașii au un gen de tratament, oamenii în vârstă, alt gen, altfel pot suporta. Mulțumesc pentru proiectarea acestui edificiu extraordinar, la SC Delta Dumar Proiect SRL, care este aici, domnul Titi Armășescu, și spun, Titi, că nu vei scăpa numai cu atât. Nu vei scăpa numai cu atât că avem de gând în câteva luni să începem o secție nouă de oncologie și terapie intensivă la oncologie. Ceea ce nu a avut niciodată Spitalul Județean din Deva. Nu este posibil ca persoanele care se îmbolnăvesc de cancer să le ducem la tratament în Cluj, în Timișoara sau în altă parte, să poată să-și facă tratamentul și la Deva. Îmi aduc aminte cu câțiva ani în urmă când se spunea că la Deva nu poate fi adus un remeneu. Eu le spuneam, la Deva va fi adus un remeneu. Și am venit odată la București puțin mai supărat și în ziua i-am mutat pe toți cei de la TESA din locurile unde astăzi este remeneu. Și am făcut un lucru deosebit. Acum un an jumate le spuneam colegilor mei din Consiliul Județean, care niciunul nu îmi dădea dreptate, și managerilor de la spital și cadrelor medicale,
Spitalul din județean din Deva are nevoie și de un angiograf. Îi mulțumesc doctorului Blaș și cred că te-am văzut aici, domnul doctor, pentru tot ce a făcut, în așa fel încât secția de cardiologie din Deva este o secție modernă și pot spune că medicii care vin și ne ajută și la noi spun că ei la spitale universitare nu au asemenea condiții. Asemenea condiții trebuie... Asemenea condiții am căutat să facem în tot spitalul. Dacă astăzi te duci în clădirea spitalului, la fiecare secție, indiferent, luați că-l văd pe prietenul meu prând aici, merge să vedeți ortopedia. Nu există într-un spital universitar ceva mai presus ce avem noi la Deva. De aici încolo, dragii mei, doctori, cadre medicale, de voi depinde totul ca să spună că într-adevăr la Deva s-a schimbat cu totul activitatea. Nu vom întrerupe nici un moment construcțiile în sănătate și am promis doctorului Petrui că în circa un an de zile îl mutăm de pe Bărițiu. Și acolo este o clădire de 100 și ceva de ani de zile. Nu-ți vinovat eu că s-a construit așa târziu, că până la urmă, dacă plouă, e vinovat PSD-ul, dacă e frig, e vinovat PSD-ul, dacă nu ne convine ceva, este vinovat Nistor, dacă scade natalitatea, este vinovat Nistor, și multe și multe lucruri. Sigur, suport să mi se pună multe în cărcă, dar și muncesc mult în așa fel încât dușmanii mei politici și competitorii mei să le iasă din cap că vor avea o luptă egală cu mine. Nu se poate. Doamne ajută, vă mulțumesc din suflet și l-aș ruga din suflet pe domnul director general Sorin Maxim să spună câteva cuvinte, pe urmă managerul spitalului 100% și vă rog. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte, excelența voastră, onorată asistență. Am emoții de fiecare dată când primesc o invitație în județul Nedoara, o onorez cu mare drag, mai ales că suntem într-un spațiu foarte, să spunem, aparte, în care, probabil că peste câteva zile, sunt persoane care vor veni aici între viață și moarte să, cu speranța să, să-și găsească o rezolvare. Aici este un proiect care este, cum îmi place mie să spun, un exemplu de a investi banii europeni și nu a cheltui banii europeni. Pentru că este o mare diferență. De multe ori se întâmplă că acești bani sunt cheltuiți și nu întotdeauna investiți pentru a vedea beneficiile în viitor. Aș vrea și eu să încep prin a mulțumi, în primul rând, domnului președinte, și într-adevăr au fost multe dezbateri și multe probleme în acest proiect, pentru că la început, să spunem, viziunea care s-a dat n-a fost chiar cea mai, să spunem, propice, dar cu ambiția și cu tenacitatea domnului președinte am reușit să le punem cap la cap toate. Au fost câteva momente de blocaj, într-adevăr, pentru că beneficiarul Consiliului Județean prin domnul președinte a avut tot timpul ambiția să aducă cele mai în alte standarde și din păcate au fost niște limitări pe care proiectul le-a dat, dar aici Consiliul Județean, după cum observați, a venit cu o sumă consistentă de cofinanțare pentru care ne bucurăm. Educația și sănătatea sunt principalele, să spunem, domenii în care România trebuie să investească și trebuie să investească cu sufletul, nu doar cu să spunem, cu mintea și cu infrastructura, pentru că aceste două domenii fac diferența între a rămâne o serie de tineri în țară și a nu rămâne în țară. Și o serie de intelectuali sau o serie de oameni care își găsesc viața în alte țări, ceea ce nu este chiar foarte bine. Județul Nedoara, fiind într-adevăr, a sugerat domnul președinte între frazele, a strecurat o idee cu scăderea natalității. Județul Nedoara este un județ care a pierdut foarte multă populație, la fel și județul care a Severin, două județe din regiunea vest, care foarte greu poți să oprești această scădere dacă nu ai o calitate a vieții adusă la un standard normal, ceea ce se întâmplă aici. Și cred că, și mă bucur că acest lucru să se întâmple de acum încolo, discutăm de un proiect care a fost finanțat pe programul regional, peste tot unde vedeți Regio, și cred că ați văzut în oraș foarte multe astfel de edificii, și la fel mă bucur că a fost o gândire în etape. Chiar dacă n-a existat o sumă mare, că de obicei cam asta e tentația, să ne dea cineva 100 de milioane să facem totul de la zero. Nu întotdeauna se poate acest lucru, dar a fost această răbdare de a face aceste proiecte pe măsură ce banii au fost alocați,
Discutăm de unitate de primiri urgențe, discutăm de ambulatoriu, discutăm de parte de modernizare spital sau parte de reabilitare termică. În continuare va fi generat un program mai mare în zona de sănătate, un program care va acumula în total undeva la 5,4 miliarde de euro, unde tot noi vom fi implicați în implementare. Acolo sperăm să avem sume mai consistente și, cum spunea domnul președinte, să putem să rezolvăm problema unor secții care sunt vitale în fluxurile medicale și trebuie să aibă echipamente și aparatură care face diferența. Program care va porni în această vară și pot să spun că sunt bucuros că cu asemenea beneficiari, programul regional Vest este în acest moment la 143% absorție și față de valoarea alocată de 645 de milioane de euro, avem 200 de milioane de euro care am atras în plus, ceea ce cred că este un lucru mare, pentru că doar cu beneficiari care sunt implicați și au o viziune poți să faci diferența. Doresc să le mulțumesc și eu medicilor și corpului medical din acest spital, care într-adevăr a avut o viață grea înainte de a să moderniza acest spital și pe perioada lucrărilor. Știu că este o perioadă foarte complicată în a respecta, să spunem, standardele, dar a și construi ceva nou și sper că aceste spații să poată fi folosite ca atare și să salvați vieți, pentru că sunteți aici la un nod important rutier, sunteți practic cel mai important punct medical de pe autostradă. Știți că autostrada generează foarte multe accidente și cred că foarte multe din ele vor fi redirecționate către dumneavoastră. Nu pot decât să vă mulțumesc, vă felicit și în continuare vă rog să contați pe noi, pentru că vom continua să investim resurse europene în calitatea vieții cu precădere în zona de educație și sănătate și, bineînțeles, nu în ultimul rând, și în zona de dezvoltare urbană sau IMM-uri. Județul Hunedoara, fiind și un județ beneficiar pe ceea ce se numește tranziție justă, și aici domnul președinte a avut un mare merit, pentru că a pus pe hartă și doar județul Hunedoara acolo va primi aproape 550 de milioane de euro, ceea ce este extraordinar, investiți în viitorul și dezvoltarea județului. Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit pentru tot ce ați făcut, la fel și echipa de proiect care a făcut și a avut viziunea să ducă la bun sfârșit acest proiect. Sunt foarte multe persoane care merită atenție și nu pot decât să mă bucur că sunt alături de dumneavoastră astăzi. Mulțumesc! Bună ziua! Mulțumesc că sunteți în număr mare astăzi aici. Aș fi fost mai mulțumit dacă eram înaintea domnului președinte cu speech-ul meu, dar dânsul, dacă a fost înaintea mea, cam acoperit cam toată, mă rog, paleta de la urgență. Dar ai curaj. Ai curaj. Da. Vreau să vă spun că în urgență sunt aproximativ, sau mă rog, au venit aproximativ 50.000 de pacienți anual, dintre care 20-25% dintre ei se internează. Specific urgenței este țintit pe partea de asistență medicală la toate nivelurile de competență. Secția este dotată cu aparatură de ultimă generație. Avem un număr de 16 paturi, toate sunt dotate cu oxigen. Mă rog, în caz de nevoie, putem să mai punem 10 fotolii unde pacienții pot să primească asistență medicală. Ce important, accesul pacienților vine din exterior, unde primul spațiu este triajul, cum a zis și domnul președinte, că de aceea vă ziceam că dacă eram eu primul, dânsul nu mai avea spiciu. Vine triajul, imediat vine o cameră pentru pacienți, unde sunt și urgențele minore. Există urgențele majore, criticii, zona de resuscitare. În partea unde suntem aici, sunt restul, aici se va desfășura restul activităților pe restul urgențelor. Mai avem spații de decontaminare, grupuri sanitare. De remarcat ce a țintit și mă rog, a punctat domnul președinte, că este o sală de așteptare pentru aparținător, care a fost ideea dânsului. Este foarte importantă pentru noi, fiindcă în pandemie nu aveam legătura între pacient și aparținător, mai ales că aparținătorii nu puteau să intre. Și atunci am avut mari probleme și nu numai noi, că a fost la nivel de țară, fiindcă aparținătorii nu știau ce se întâmplă cu pacientul, mai ales că nu puteau să intre acolo. În zona respectivă este un monitor care arată în permanență ce se întâmplă cu pacientul de când intră până când se internează sau se externează pacientul respectiv. Are un cod de identificare pacientul și când intră în spital și pe codul respectiv, sau mă rog, după codul respectiv, aparținătorii pot să identifică pacientul.
la etaj este zona de urgențe pediatrice, care are un circuit separat comparativ cu, cu zona de adulți. Este dotată cu 5 paturi. Mai departe, mă rog, în continuare, sunt spațiile administrative pentru personalul din urgență și cabinete, cabinetul medicului șef, asistente șefe, magazie, vestiare și așa mai departe. Toate aceste modificări duc la scăderea timpului de staționare al pacientului în urgență și creșterea calității actului medical și satisfacția atât al pacientului cât și a personalului medical. Este foarte important că toată lumea, mod normal, este nemulțumită, sau mă rog, parte din pacienți sunt nemulțumiți când vin la urgență că stau mult. Dar dacă vă gândiți că din 50.000 de pacienți, cred că mare parte sunt mulțumiți, probabil că există și o mică marjă sau, mă rog, un mic procent din pacienți care sunt nemulțumiți, dar niciodată nu știu sau, mă rog, poate că știu, dar eu cred că nu, fiindcă atunci când pacientul vine la urgență, nu depinde doar de medicul din urgență, depinde și de radiologie, depinde de analiză, depinde de CT-ul, depinde de medicii care trebuie să facă consulturile de pe chirurgie, cardiologie și așa mai departe. Într-adevăr, pacientul în tot acest timp stă la urgență. Și atunci toată lumea e nemulțumită de urgență că pacientul stă mult. Dar să știți că cei care stau mult sunt cei cu patologii mai severe, cei care vin cu coduri mai ușoare de diagnostic, aceia sunt rezolvați mai repede. Dar dacă un medic pe zi, în o tură de 12 ore, vede undeva la 60 de pacienți, înseamnă că la fiecare 10 minute intră un alt pacient care trebuie să fie investigat, trebuie să fie, mă rog, diagnosticat, să-i se facă tratamentul și să plece și acasă. E un mare risc pentru medicul din urgență și pentru personalul din urgență, fiindcă de fiecare dată este teamă ca nu care cumva să scape diagnostic, ca nu care cumva să nu-i facă o analiză, să plece pacientul și să îi se întâmple ceva și după aceea medicul răspunde de lucrul ăsta. Este o secție foarte grea, cred că e cea mai grea secție din spital și eu chiar le urez succes și le mulțumesc pentru munca pe care o fac, tocmai din cauza aceasta. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor, mai ales că v-am zis că domnul președinte a acoperit toate mulțumirile care se puteau acorda. Mulțumesc tuturor! În calitate de director medical, vă mulțumesc tuturor invitațiilor că sunteți aici, mulțumesc tuturor colegilor că au venit. Aceste realizări sau această realizare a serviciului de urgență, nu numai că ne bucură și mulțumim pentru asta domnului președinte și tuturor celor care s-au implicat în realizarea proiectului, însă ne și obligă, cum zicea și Emil, colegii din urgență vor avea o misiune și mai grea. Mai grea în sensul că acum nu mai pot să zică că nu au ceva. Au tot ce le trebuiește, trebuie să fie puțin mai aproape de pacienți decât au fost până acum, de-aia este și spațiul acesta deschis. E o altă mentalitate, o mentalitate pe care eu mi-am dorit-o și am mai făcut-o pe la alte urgențe, de exemplu și la Brad și domnul președinte a fost alături de mine și atunci în a realiza proiectul de la urgență Brad unde am fost director medical anterior. Aici este același concept, un concept de open space pentru a vedea tot timpul pacienții. Pe lângă faptul că pacienții vor fi vizualizați direct, pacienții pot să fie urmăriți și pe o stație de monitorizare centrală care va veni și va urmări evoluția fiecărui pacient. Acel spațiu de urgențe minore de care s-a făcut referire, sper să reușim să implementăm și ideea de fast track. Pacientul poate să plece fără investigații suplimentare, ceea ce ar reduce timpul de așteptare. Sunt pacienții care sunt non-urgențe, pacienți care n-au nevoie de investigații deosebite și care pot să facă un consult, pot să facă un tratament ușor, de exemplu un ATP, un vaccin poate fi făcut, nu este pus în pericol viața pacientului, poate să stea foarte puțin făcând acest protocol de fast track. Lucru pe care dorim să-l facem împreună cu colegii din urgență, vor reduce timpii de așteptare, vor scădea nemulțumirile, că timpul de așteptare este cel care ne mulțumește, în primul rând, nu actul medical.
Prin urmare, cu o mai bună organizare din partea colegilor din urgență, cu o altă mentalitate și cu o multă, mult mai multă empatie și nu numai empatie din partea medicului, dar și respect din partea pacienților, cred că lucrurile vor funcționa mai bine, din ce în ce mai bine. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și vă invit, în primul rând, să dați o tură împreună cu mine pe sectoare de care am povestit și apoi la invitația domnului manager de data asta în salonul de așteptare care e pregătit pentru dumneavoastră. Mulțumesc!